Lucrările de reparații la cei 2600 de kilometri de drum reabilitați în cadrul programului național Drumuri Bune 2 vor începe în 2 săptămâni. Ultimele pregătiri pentru lansarea proiectului au fost examinate la o ședință convocată de prim-ministrul Pavel Filip cu responsabilii din domeniu. Proiectele bune trebuie să continue. Unul dintre acestea este și programul național Drumuri Bune, care s-a dovedit a fi de succes. Ne-am convins de acest lucru inclusiv în campanie electorală, când oamenii ne mulțumeau pentru drumul reparat în satul lor, a spus Pavel Filip, citat într-un comunicat de presă remis de guvern. În acest an, în cadrul programului Drumuri Bune 2, vor fi reparați cu 1000 de kilometri de drum mai mult decât anul trecut. Elaborarea programului Drumuri Bune 2 a început încă în noiembrie anul trecut, fiind solicitate propuneri de la autoritățile publice locale. Deciziile de selectare a porțiunilor de drum pentru reparație au fost aprobate la ședințele consiliilor locale pentru a exprima interesul întregii comunități. Prin intermediul programului Drumuri Bune, anul trecut au fost reparați circa 1600 de kilometri de drum în localitățile din țară.